Vă salutăm, oameni buni. Salutare! Ce mai faceți? Cum sunteți? Ne apropiem de sărbătorile de Crăciun și ne-am întâlnit să mai schimbăm o părere. Cum a fost anul? Ce am produs? Ce n-am produs? Ce am vrut să facem și n-am făcut? Ce ne-am propus și ne-au și ieșit unele lucruri, unele au mers mai prost, că așa au fost anul ăsta. Am zis să dezbatem un pic subiectul ăsta, adică să discutăm împreună și să și filmăm, să vedem. Poate aveți și voi o părere care puteți să o lăsați în comentarii. No, uite că cu ocazia aceasta, na, Sami se află în momentul de față la Cluj, s-a întâmplat ca și eu să fiu la Cluj și atunci o discuție la final de an, la final de sezon apicol, când noi practic ne-am încheiat socotelile cu albinele pentru anul acesta, încercăm să le lăsăm să și vadă de treabă, chiar se pretează și putem să facem așa, o retrospectivă a ceea ce înseamnă, ceea ce a însemnat acest an apicol, care au fost dificultățile noastre, cred că am putea să le trecem în revistă. Da, da, da. Cred că fiecare am întâmpinat diferite dificultăți. Sami, câți stupi iernezi anul acesta? E vreo diferență între anii trecuți? Da, e o diferență, dar o bine. O să spun o mică diferență, diferența e câteva sute. Am înțeles. Da, bine, nu e o mare diferență pentru o fermă așa mare pentru care lucrez eu. No, anul ăsta iernam între, deci, colonii, tot ce înseamnă colonie, roi și colonii care au fost la cules sau colonii tot așa stup mari care eu i-am restartat. Le-am schimbat matca undeva în 3500 aproximativ. 3500. Dacă... Da. Da, totuși e, care e diferența față de anul trecut? Deci anul trecut, dacă țin minte, mi-ai spus între anul 3000 și 4000. Am avut, cred că în jur de 4000. În jur de 4000, da. Am înțeles. Da. Da, anul ăsta a fost un an mai greu, din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele, un motiv, a fost o secetă foarte mare, cam am auzit și în România, a fost și cam prin toată Europa. Și pur și simplu nu dădeau stupi înainte, la un moment dat n-am mai avut nici trântori, deci o trebuie să oprim creșterea reginelor. No, și inevitabil un pic numărul scade, știi? Dar e ok, deci e ok, suntem ok. Da, cel puțin în România, eu când am fost la Tei, Teiul nu a putut să secrete absolut nimic, nu a existat umiditate în sol, nu a plouat foarte mult timp. Și atunci, cel puțin în zona în care am fost eu, teiul a fost inexistent și asta a dus la o depopulare a stupilor, nu semnificativă, dar a dus. Adică a fost unul dintre inconvenientele anului ăstuia, că tot vorbeam la început de inconveniente. Într-adevăr, seceta s-a manifestat peste tot în da. Europa. Și a afectat, pe lângă faptul că ne-a afectat pe noi, ca și apicultori, a afectat și fermierii care au da, avut. Deci, clar, dacă noi ca și apicultori suntem afectați, agricultorii, pe orice plan, și ăștia cu cultura mare și cu pomii fructiferi, foarte tare afectați. Eu o spun în zona mea ce am văzut, că am fost prezent acolo zilnic. Pe câmp și am văzut. Ce spuneau practic fermierii când discutai cu ei? Care erau doleanțele lor sau care erau problemele pe care le ți le 20-30% mai puțin producție. 20-30%. Da. Da. Asta având în vedere că irigat tot. Deci nu fără irigație nu faci nimic acolo în zona mea. Da. Noi în România foarte puțin fermieri avem care irigă, ceea ce e un minus. Deci au salvat producțiile, clar, dar oricum, la noi în fiecare an trebuie să irige, dar anii buni fac 110-120% producție și anul ăsta a fost mai slab, deci au făcut 20-30% mai puțin. Cum te-ai descurcat anul acesta cu înmulțirea familiilor de albine? Ai avut vreun impediment, nu știu, vreun fenomen natural care ți-a influențat activitatea sau
Ți-a scăzut randamentul sau ți-a crescut randamentul? Numai căldura. Căldura. La un moment dat, când e foarte cald, am stabilit cu băieță, pornim la 6 dimineața și ne oprim la 1-2 după masa. Și după aia, gata, că-i prea, nu mai poți să lucri, nu poți să transporti ramele, să topesc, nu-i ok. Așa dimineața facem roiuri, până pe la 11-12, îi cărăm, îi mutăm în altă stupină, până îi descărcăm, până le punem boci sau regine, acolo 1, 1 jumate, 2 și după aia gata. Uite, chiar este o mită sau o realitate, habar n-am, printre apicultori, dacă întreb 5 apicultori îți vor răspunde, îți vor da 5 răspunsuri diferite. Albinele care stau barbă la urdiniși sunt albine doici sau sunt albine bătrâne, culegătoare sau ce tip de albine sunt ale? Asta e o întrebare bună. Eu, sincer, exact, nu știu. Dar logica mă duce că ălea cu legătoare sunt pe câmp, ziua. Ok. E logic, nu? Da. Și atunci ne rămâne numai doicile sau etapa între doici și cu legătoare. Da, dar poți să mai ai și albinele care stau de gardă. Mai ai niște... Da, acum care îs, nu știu. Da. Oricum, trebuie să ai în cazul unei bărbi, ai o cantitate destul de semnificativă de albină. Da, deci da. Cumva acea albină este din, ori face parte din mai multe categorii de albine care își desfășoară activitatea în stup, ori ar putea fi colegătoare? Eu nu cred. Nu cred. Așa... Logica pe mine m-ar duce să zic că nu. Culegătoarea e pe câmp, pentru că pe timpul zilei mă refer. Tu vezi că are barbă, dar în același timp tu vezi că din barba aia tot mai zboară. Câte o albină, vine alta, nu. Ălea-s culegătoarele. Dar acolo pur și simplu albine că au eclozat multe și pur și simplu nu mai au loc în ladă. Dacă tu le schimbi lada, ălea deja... Să pun pe rame, poate încep să construiască faguri, uh-huh. Că le dai loc sau, știu eu, alte lucrări în stup. Anul acesta, cel puțin, chiar începând de la Sălcâm, am avut, practic, problema aceasta. De fiecare dată, până am ajuns, practic, la floarea soarelui, de fiecare dată am avut camionul plin de bărbi. Chiar am postat și pe YouTube și pe Facebook și pe rețelele de socializare pe care activez. Am postat bărbi întregi. De fiecare dată s-a întâmplat lucrul acesta, ceea ce nu s-a întâmplat anul trecut. Cum stai cu ventilația? Că poate fi și din cauza... Aceeași. Da, sunt aceleași condiții. Poate nu a fost așa cald. Am avut sită deasupra și cel puțin la Sălcâm și la Floarea la Sălcâm am pe sita de care ar acoperi 10 rame, am ținut-o deschisă jumate. Da? Iar la Floarea Soarelui, pentru că aveam în camion efectiv termometrul mi-a arătat 60 de grade, aveam trasă cârpa care practic izola sita respectivă și sita era poziționată fix deasupra cuibului. Da. Dar astea sunt condițiile, pentru că 60. Nu ai cum. Păi nu ai cum, pentru că, bine, la mine și este și camionul negru. Trebuie să vopsești camionul alb. Da, este și camionul negru și absorbe foarte multă temperatură. El este izolat, dar izolația respectivă nu are când cum e așa cald, clar. Da. Și mai ales cum când te duci în câmp, într-un lan de floarea soarelui, este foarte greu să găsești un loc umbrit, pentru că nu ai cum. Da. Nu prea există, sau eu nu am găsit, cel puțin în zona unde m-am dus, n-am găsit un lan care să fie aproape de pădure, să zic că mă bag și o țâră în pădure. Da, măcar câteva ore să prinzi de umbră. Exact, da. Și asta a fost un impediment destul de mare pentru mine. Și am constatat o scădere în secreția de nectar foarte bruscă. Astăzi aveam cules de 2 kg, mâine de 1, a treia zi de 0. Uh-huh. Adică a scăzut foarte brusc, dar era pământul bolovan. Era așa, se făceau bolovani. Da.
Na, pământul neirigat, o temperatură extremă afară, în camion nu mai spun. Acolo trebuie să faci ceva, pentru că un mult albin stă să ventileze în loc să meargă la cules. Corect. El stă să ventileze pe rame, pe rame, sub stup, pe stup. E ventilează, să creeze curenți de aer. Voi cum vă poziționați practic la... La noi e aceeași problemă, cât că la noi sunt câmp, stupii. Dar la fel avem aceeași problemă. Bine, Dar noi nu voi... urmărim să producem miere, și atunci ele, dacă ventilează, n-au decât să ventileze. Dacă în scopul e să produci miere, trebuie cumva să faci tot ce ține de tine, inclusiv asta, să le creezi umbră, să le creezi temperaturi mai, nu așa, la 60 de grade e foarte mult. Ca ele, masa de albine care ar putea să fie culegătoare, să plece la cules. Tu vezi camionul apicol ca fiind un impediment în desfășurarea activității de apicultor? Adică vezi mai multe puncte, mai multe buline negre când vorbim de pastoral cu un camion? E greu de spus. Adică eu, sistemul nostru de lucru, e un camion care poate să ducă în seara asta 50 de stup, mâine seara încă 50, poi mâine seara încă 50. Pe când a tău sau în România, camionul e cu stupii lui și gata. Mi se pare că e foarte puțin întrebuințat camionul ăla pe cât ar putea el să facă. După aia, na, cum e a tău, e negru. Poate e bun primăvara de vreme. Ai căldură, de un pic de soare să încălzești. Dar vara, cred că e inconvenient. Da, într-adevăr, camionul practic îl folosești 5, 6, 7, 10 ture câte faci cu el, practic, ca să poți să te muți și restul stă, indiferent ce căpriorii faci, tot, bineînțeles că rugina intră în el, adică, na, Da, da, da. se produc totuși niște defecțiuni, chiar mi s-a întâmplat să văd pe la cabină pe acolo ceva șoricei din aceștia de câmp și m-am uitat să nu-mi fie ros fire pe acolo pe la Instalația motor. electrică, ceva. Exact, pentru că altfel nu mai pornesc camionul. Așa și nu sunt nici de meserie ca să-mi dau seama ce Da, fire ar da, trebui da. înlocuite și cum și așa mai departe. Deci aici ar implica costuri cu mecanic, costuri cu electrician, costuri bineînțeles cu vopsitul, revopsitul, grunduitul și așa mai departe al camionului, pe când un camion care este circulat în continuu, bineînțeles Da, că da. are un alt randament și justifică banii diferit. Clar, clar. Da. Că, n-am vezi tu, pe palet sau pe stative sau pe cost, fiecare cum își pune stupii, n-ai parte electrică, n-ai... i-ai dus, i-ai lăsat acolo. Acum, în România, bine, și în Franța, în unele locuri sau mai se întâmplă. Trebuie să ai zona asigurată, nu știu, în fundul curții la cineva sau într-o livadă care nu stropește, nu știu. Nu mă pricep eu exact, numai trebuie să fii atent la urs. Da. De câte ori ai mutat anul acesta camionul stupii? De câte ori i-ai plimbat? Acum nu aceeași, dar este când zilnic. Nu aceeași tub, dar tot alții, tot alții, tot alții. Cum facem mulți roi, zilnic încarc, lăs goale de acasă, le umplu, le duc și le descarc și iarăși. Așa în pastoral, pentru miere, anul ăsta n-am fost deloc, nicăieri. Din cauza secetei, din cauza... pentru că noi nu producem neapărat miere, prețul la carburant, prețul la tătii nu se justifica. Și dacă eu mă duc noaptea să mut stupii, undeva departe, ziua următoare, nu-s bun de nimic, trebuie să dorm. Dar dacă eu ziua următoare aș fi făcut 100 de roi, ce e mai rentabil, știi? Corect și asta. Și atunci
mierea, dacă vine ea la tine, dacă nu. Anul ăsta cum te-ai descurcat cu ajutoarele? Ai găsit oameni care să te ajute? Au fost ok, am avut, au fost ok. Pentru anul viitor, deocamdată suntem tot aceiași băieți. Vedem dacă mai luăm încă o persoană sau nu, să vedem. Asta pot să o aflu în Anul ăsta, februarie. cel puțin în zona mea, am găsit destul de greu oameni care să vină. Și am apelat de cele mai multe ori la cunoștințe și oameni care m-au putut ajuta, chiar inclusiv apicultori. Cu ocazia asta îi mulțumesc lui Ionuț Lucian, este unul dintre oamenii care m-a ajutat destul de mult anul acesta. Dar este destul de greu, cel puțin în România, să găsești forță de muncă și asta te dă în spate, pentru că indiferent câte beneficii ai oferi, oamenii în continuare, mai ales chiar și cei de la sate și așa, se tem de albine. Deci există această reticență și este Da. foarte greu până înveți un om că totuși, da, să te înțepe o albină nu este chiar așa de rău, și chiar ai nevoie de ajutorul respectiv, pentru că știi și tu, activitățile din stupină, o parte le poți face singur, dar o bună Da, parte nu. da, da. Păi și partea aia care poți să o faci singur, reușești să o faci singur din cauza că n-ai foarte mulți, știi? Când ai deja foarte mulți tupi, câteva sute sau 1000 sau 2000, orice parte devine zile întregi care face același lucru. La noi o operațiune, dacă ne apucăm să tratăm toamna, o lună de zile te tratezi. Și odată deschizi tu, pui pun o bandă de apivar sau ceva, l-am închis și mă duc la altul. No, o lună nu mai aia fac. Nu, că ziceai de apifar. Tratamente ai făcut anul ăsta sau i-ai ignorat complet?